Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, that's a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better. But you are not. Stai să te ajut un pic. Bună dimineața și Hristos a înviat. Noi am venit la părinții mei să mâncăm. Dimineața asta suntem doar noi, pentru că Andreea cu Florin sunt la părinții lui Florin și cu restul familiei ne vedem mâine. Așa că am venit doar noi să mâncăm. O pregătit mama de toate. Așa că, dragilor, să aveți sărbători frumoase și să vă bucurați de mesele astea frumoase în familie. Ia, hai să ne alegem un nou. Eu îl vreau pe ăsta. Ăsta. Mulțumesc. Cu tine, hai. Eu dau tot pe ăsta. Ok, hai. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mi-l ai spart. Cine dă? Tu spui. Hristos a înviat. Dacă da. Hai. Dă tu. Dă, dă cu vârful. Aici la mama, da? Așa. Dă-i acolo. Adevărat a înviat. Tu spar, ne-o spar, mama. Așa, așa, ai curat cu mine? Ce? Ți-l-o spart. Vai, ne-a spart tot ouăle, mamaia. Mamaia asta. Hai, Cristo, adevărat a înviat. Ne vedem sănătoși la It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me. Say that you won't go. I can't cope without you, and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. It's been so cold. Da, da, încă nu s-au făcut acum. We barely said goodbye before you disappeared. Ce-are cu tine, bobiță? Bobiță!
past the sight. I realized I only want you. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. Say that you won't go. Să vă mai fac un update la grădină. N-am mai filmat de mult. Aici am ceapă. Este ceapă pusă prima atunci, în primăvară, de vreme, când am pus-o noi. Astăzi soacra mea s-o băga și-o prășit ceapa. Mi-o prășit un pic morcovul, pentru că eu nu prea pot să fac la grădină și soacra mea nu mi le lasă așa. Dacă le lasă așa, le pierdem. Aici mi-au ieșit dovlecerii. Am zucchini. Aici sunt cartofii pe care i-am pus noi, tot așa, în primăvară de vreme, numai că preocupate vântul la noi astăzi, se cam anunță ploi din după amiaza aceasta. Aici avem pepeni și la pepeni avem ceva probleme, însemnând că au făcut rareș frumos aici ce trebuia și pisicile l-au rupt, așa că trebuie să vină rareș să-l cărbească puțin pentru că e frig noaptea. Aici am ceapa pe care am pus-o a doua oară, dar s-a făcut și ea frumușică. Aici mi-a ieșit morcovul și soacra mea l-a prășit puțin, dar o să trebuiască plivit. Aici am pătrunjel care încă nu ieșit, că iese mai târziu. Acolo ridic și acolo salată, care salată e foarte frumoasă. Aici mai am un dovlecel. Iar lucerna noastră a început să iasă și ea deja se vede totul verde. Și acolo are soacră mea grădinuța ei, acolo are ceapă, câțiva cartofi, acolo a ieșit mazăre. Aici avem ceva salată ieșit de anul trecut, a fost sămânță și a ieșit. Mazărea, care chiar dacă e micuță, a început și ea să iasă. Aici câțiva cartofi, dar cartofii nu avem aici, avem puși în altă parte anul ăsta. Și aici are soacră mea morcov și pătrunjel, parcă, și ceapa, care e mult, e până în capăt acolo. Așa, mai departe are, ce are? Cred că aici e morcovul, de fapt, cred că aici îl are. Nu știu ce se aude, că bate vântul și nu cred că se înțelege foarte bine ce spun. Da, cred că aici are pătrunjel și morcov, nu sunt sigură că nu sunt sigură. Da, acolo văd ceva frunzulițe din morcov, da. Soacra mea l-a pus înaintea mea și e mai mare. Aici are fasole până în capăt. Sunt la socrul meu în mașină. Am venit să văd puțin viței și socrul meu are Ford-ul adus aici la viței. Și am zis, dacă tot sunt cu telefonul în mână, 2 minute să vorbesc cu voi, că n-am mai filmat, am o săptămână de când am mai postat un vlog pe YouTube și în această săptămână de când am mai postat, nici n-am mai filmat, am un singur vlog filmat de la ziua lui Rareș, din acea duminică în care am făcut grătar și am făcut așa lui un tortuleț. Vlogul acela intră înaintea acestui vlog, dar ca să nu vă faceți griji și să nu lipsesc cu lunile de pe YouTube, pentru că nu mi-am propus asta, dar sincer să fiu, sarcina asta a fost atât de diferită încă de la început, de prima nu mă așteptam să mă simt atât de rău. Am început într-adevăr să mă simt ceva mai binișor, dar dacă m-am mai lăsat din grețurile pe care le aveam în primele săptămâni, am început cu altele însemnând că nu mai pot să mai dorm noaptea, mă trezesc în fiecare noapte și stau așa cam 2 ore trează, de pe la 3 la 5. Cam am văzut, cam astea sunt orele în care sunt trează noaptea. Merg la baie foarte des. Ce am? Bine, pielea foarte uscată, am o piele foarte uscată, deci
am pielea extrem de uscată pe tot corpul, am coșuri pe frunte, nu știu dacă se văd aici, dar credeți-mă că am coșuri pe frunte. Eu, care nu am prea avut problema aceasta cu coșurile niciodată, așa, un coș pe aici, pe acolo, în general aici fac 2-3 în perioada menstruației, dar nu am avut treabă cu coșurile și am vreo o săptămână și jumătate, două, de când mi-au apărut coșuri. Eu sper să se oprească aici, să nu mă umplu toată de... Așa, bine, încă mai am stări de rău și astăzi mi-a fost rău și ieri mi-a fost rău și alalt ieri mi-a fost rău, dar nu mai am acele stări de greață non-stop. Adică pot să mai mănânc, nu mănânc dulciuri în continuare, Doamne, slavă Domnului, că nu am poftă de dulci, foarte puțin și foarte rar mănânc dulci, dar aș mânca în continuu acru. Astăzi mi-a dat soacra mea un burcan de castraveți murați atât de buni și am mâncat vreo 3 castraveți murați. Bineînțeles că sunt și sărați fiind murați și nu prea am permit să mănânc sărat din cauza că am tensiunea mare. Mie joi am control la ginecolog și vineri dimineața am analizele de sânge, dar probabil o să, cred că o să completez vlogul acesta cu acele informații, că nu reușesc să filmez mare lucru. Îmi doresc să revin și să încerc să filmez măcar 2 vloguri pe săptămână, dacă nu mai multe, dar nu prea am reușește, că mi-am propus de mai multe ori, m-am trezit așa cu chef de filmat, ori mi s-a făcut rău, ori am și așa niște stări mai dubioase, cumva, dintre acelea de lenevială, ca să zic așa. Na, nu mă simt eu în cea mai bună forma mea, dar nu mă plâng. În sensul că știu că este doar o perioadă, îmi doresc să nu forțez nimic, să-mi duc sarcina cu bine la final și timp de altele o să am cu siguranță. Încerc așa să mă bucur, am foarte mult ajutor, Rareș mă ajută foarte mult, soacra mea mă ajută, părinții mei, dacă am nevoie, dar părinții mei nu stau aici cu mine și nu. Mai mult și cel mai mult apelez la soacra mea, care mă ajută foarte mult, așa, prin grădină, stă cu Filip foarte mult și nu forțez, nu încerc să mă întind mai mult decât îmi este plapuma, știți cum se zice. Filip, mâine este miercuri, de mâine începe și el grădinița, pentru că a fost în vacanța de Paște ca toți copilașii. Și cam atât. Nu am ce update așa important, interesant să vă dau. Momentan totul este bine, vedem la ecograf când o să merg, ce ne mai spune doamna doctor. Sper să fie totul bine cu bebele. Am 12 săptămâni fără 2 zile. O să fac joi 12 săptămâni. Na, sper să fie totul bine în continuare. Îmi pare rău că vă las așa cu pauzele acestea lungi în care nu știți nimic din noi. Cred cumva că este deranjant, dar încercați să ne urmăriți pe Instagram. Eu pe Instagram postez mai des, adică nu foarte des nici acolo, dar acolo mai vedeți câte un story odată la 2-3 zile, dacă nu mai multe pe zi, că am zile în care postez câte 4-5 story-uri și am zile în care postez un story la 3 zile. Deci urmăriți pe Instagram, vă țin la curent cu ce mai fac. În rest, totul este foarte frumos afară, totul este verde, totul este atât de plăcut. Acum și ca să coc cireșele, căpșunile. E o perioadă foarte frumoasă, de asta zic că eu încerc să mă bucur, dar intru în trimestru 2 și o să mă simt din ce în ce mai bine, sper. Probabil voi merge la cardiolog să vedem ce fac cu tensiunea. Vedem, o să vreau să țin un regim, ori nu știu, deși nu știu ce regim aș putea să mai țin. N-am exagerat cu mâncarea în sarcină aceasta, n-am exagerat cu nimic. Dar vedem, momentan este încă de vreme ca să zic că n-am exagerat cu mâncarea în sarcină. Până acum, în aceste 3 luni de sarcină cât am eu, nu am exagerat cu nimic, dar mi-a fost și rău, într-adevăr. Și n-am avut pofte de ceva anume, dar mi-a plăcut să mănânc acru și în continuare mi-e poftă de acru. Ciorbe acre, fructe acre, castraveți murați, tot ce este acru. Și acum mi-e poftă, inclusiv acum mi-e poftă din castraveți aceia murați, dar nu o să mai mănânc ca să nu-mi fie rău de la ei. Ocuțele noastre nu mai sunt acasă, sunt pe câmp. Acolo se văd, dar nu le vedeți, se văd foarte micuții. Dar sunt pe câmp, au rămas spațiul acesta de curățat și de aranjat
Vă dați seama, vedeți cam ce-o rămas în urma lor. Mai avem câteva viței acasă, dar în rest o rămas aici spațiul acesta gol. Eu anul trecut pe vremea aceasta, după ce pleca văcuțile puțin mai târziu, pe aici m-am reobișnuit să conduc și na, așa am început eu să conduc practic, ca să pot să ies pe stradă, deși aveam permis de câțiva ani. Dar da, așa m-am reobișnuit eu să conduc. Și-o venit și Bobiță, care se ține după mine ca un scai. Bobiță, ce faci, mama? Bobiță, ții, mama? Frumosul meu, frumos, Bobiță, da. Bună dimineața. L-am lăsat pe Filip la grădiniță. Astăzi e prima zi de grădiniță după vacanță. Nu vrei să știți cât ne-am chinuit să-l scoatem pe Filip din casă, să-l dăm jos din pat, pentru că zicea că este somn și cred că era somn, pentru că în vacanță l-a trezit și la 9 și la 10 și am reușit în cele din urmă, l-am lăsat la grădiniță. Am venit în oraș că avem treburi de rezolvat, afară e foarte frig, plouă, fiindcă nu s-a lucrat pe niciun de zilele trecute, este și aglomerație peste tot. Am venit acum, aștept să pun Rareș un pachet la Tarsin. Și avem ceva treabă pe la casă de asigurări, după care mai avem ceva de rezolvat, dar nu mai știu ce, să vedem. Mai aveam vreo câteva lucruri de bifat astăzi și mergem acasă. Doamne, îmi este atât de somn și eu m-am trezit greu în dimineața aceasta, pentru că nici eu nu m-am mai trezit la 7, vine Rareș. Nu m-am mai trezit la 7 și mi-a fost cam greu și mie să mă trezesc, dar abia aștept să dorm astăzi. E și vremea aceasta mogorâtă. Râs ciudat cu gluga aia pe cap. Am ajuns acasă între timp, am mâncat rapid ceva și mă duc să dorm cu Filip. V-am zis că nu mai pot de somn, deci nu mai pot de somn. Afară a început iarăși să plouă, super. Și am venit să îmi iau acidul folic, nu l-am luat astăzi, și aspenterul. Și voiam să vă arăt. Mama a primit de la mama lui Florin. Florin este logodnicul Andrei, Andrei e sora mea, pentru cei care nu știu. Și a doua zi de Paște, părinții lui Florin i-au vizitat pe ei mei și o primit de la mama lui Florin, mama, bujorii aceștia, și am luat, pentru că îmi plac tare mult. Nu m-am putut abține. Mama i-am spus, ea lucrează, e plecată de acasă multe ore pe zi și nu are timp să se bucure de ei, dar eu toată ziua mă uit la ei, mi-s dragi de nu mai pot. Trebuie neapărat să fac cumva să am și eu bujor dintre aceștia la mine în grădină. Mama mea are albi, sunt albi cu roz. Am luat anul trecut rădăcină și am pus în grădină și au stagnat. Din păcate, nu am nici anul acesta bujori, dar poate cu timpul rădăcina aceea se va dezvolta și își va reveni. Am luat așa, practic, am luat o tufă de bujori, dar din păcate nu le-am făcut decât rău că nu s-au prins la mine. Foarte frumos și nuanța aceasta de roșu e superbă, deci e spectaculos de-a dreptul. Nu am mai filmat cumpărăturile, nu am făcut foarte multe, dar voiam să zic că am luat al treilea pepeni pe anul acesta și doi i-am nimerit foarte bun, dar pe acesta, parcă este un, nu știu, cauciuc ceva, așa, nu știu, nu, deci nu. Și pentru prima dată mi-am luat burrata de la Lidl, este săptămâna italiană și am zis să o încerc să văd cum este. Nu pot să spun că sunt extraordinar de încântată, dar e bună. E o combinație așa de mozzarella cu smântână. E un fel de mozzarella foarte lichidă cumva, dar e gustoasă, însă nu cred că neapărat o voi recumpăra. Au fost 16 lei, cred, și e o bilă dintre aceasta de burrata, care are 200 de grame. E mare, într-adevăr, dar nu știu dacă o să mai cumpăr curând. Câteva piersici, am luat mere, castraveți, nu prea multe cumpărături, dar eu vă arăt ce mă încântă pe mine. Mi-a fost poftă de piersicile acestea, am mâncat una sacruțe, perfecte cumva pentru mine în perioada aceasta. Două tipuri de mere,
dintre acestea, bot de iepure, le spun eu, dar nu știu dacă le zice așa, într-adevăr, și golden, foarte bune. Am pus să fac o tocană de cartofi cu pulpe de pui. Mi-am pus aici toate ingredientele, acum o să pun apă și dau să-mi îngătească sub presiune, dar arăta așa bine, totuși miroase așa bine, că am condimentat, am pus busuioc, am pus foarte multe legume și acum voi pune apa și în vreo 10 minute am tocana gata. Aici mi-a adus sărare și pătrunjel, un pic de mărar și un pic de lobodă să le pun la tocăniță, dar voiam să vă spun care e obsesia mea în ultimul timp. Am început, pentru că sunt acri, să mănânc foarte des corcodul și nu știu dacă sunt bune, bineînțeles că nu mănânc sâmburele acelea dinăuntru, dar momentan la noi cam atâta sunt, nu sunt mai mari de atât, aștept să facă mai mari că, na, să am ce să mănânc din ele, dar îmi plac tare mult că sunt acre, acre, acre. Am primit prima invitație la nuntă pe anul acesta și au venit de la verișoara mea care face prăjituri și torturi și bineînțeles că ne-au adus și prăjituri. Doamne, arată super bine! Ne-au adus și o sticlă de vin, dar noi nu consumăm alcool, dar la prăjituri bineînțeles că nu puteam să spunem nu, nu-i așa? Și burtica începe să se rotunjească, să se întărească. Am zis eu, chiar dacă eu aveam și înainte burtă, vă dați seama, prinde altă formă acum. Nu știu, ori este a doua sarcină, dar este total diferită de sarcina cu Filip. Nu știu, toate sunt diferite în sarcina aceasta, inclusiv burtica care începe să se rotunjească, mai ales dacă mănânc ceva, chiar eu... rotundă de-a binelea. Sau dacă am, de exemplu, un body pe mine, burta mea pare și mai rotundă. Dacă port pantaloni, nu prea se observă. Dar dacă am ceva, un body sau cum sunt acum în situația aceasta, am o pereche de pantaloni, dar vin așa peste burtă, nu sunt până aici la buric. Burtica începe să ia forma aceea de burtică de graviduță, ca să zic așa. Am intrat să fac încheierea vlogului de astăzi. Eu sper, încerc să promit aici că o să revin cât de curând cu un nou vlog și că nu o să mai fiu atât de negativist oarecum. Chiar dacă asta este perioada prin care eu trec, nici nu pot să vin să vă spun că totul bine și frumos și roz. Este totul bine, dar nu mă simt bine și dacă nu mă simt bine, nu am cum să vă transmit neapărat ceva prea plăcut. Eu sunt în pat, cu halatul pe mine, stau cu geamul deschis că mi-este rău. Am mâncat, dar bine, mi-este rău de... Astăzi toată ziua mi-a fost rău, de dimineață de când m-am trezit. M-am trezit și am vomitat și nu m-am simțit foarte bine. Mă doare și puțin capul că am încercat să dorm cu Filip la amiază și nu am reușit. Nu mai dorm bine nici noaptea, nici la amiază. Dar asta este. Așadar, de asta sunt cu halatul pe mine, că am geamul deschis și afară e frig. Nu știu câte grade sunt, dar... picura și mai înainte o tot plouat. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc că sunteți cu mine în continuare, deși eu lipsesc cu zilele. Vă doresc multă sănătate și să ne revedem sănătoși în următorul vlog. Pupici!